Salut, dar și am zis la un nou episod, sunt Bogdan Gătălin, a.k.a. BC, alături de Sucre și Denis Bural. Iar din titlu nu vreau să înțelegeți că eu cu ei m-am dezvirginat. Adică azi m-am gândit să aduc un content next level, gen din Anglia, adus. E din Anglia ăsta? Da, e din Anglia. Stai că nu știu ce am făcut. Gen... Zi acum cu Anglia, ce deci, se dă în Anglia? M-am gândit să aduc un tip de content din Anglia, foarte popular, gen story timer. Nu cred că mai au fost pe aici prin pe aici, pe strada mea, nu. N-am văzut nicio persoană care gen mergea și zicea, bă, hai să vă spun un story time din ăsta. Și... adică, ironia e că mai înainte era tantia aici care vrea bani și avea un story time din ăsta. Am văzut că prinde afară și am zis să facem și noi. Deci, astăzi vom povesti cum ne-am pierdut virginitatea. Tu crești invitatul meu primul. Nu eu primul. Ce eu primul? Da. Ăștia mi-s prieteni. Nu, dar cred că oamenii vor... Chide, uite, și cald. Iar comentează că... Nu, man, nu pornim motorul. Da, știi, la el în clip să nu pornești motorul să se audă, dar la mine dă-i. Care are mai mulți abonați? La mea, prioritate. Ăștia mi-s prieteni. Așa. Bă, în 2011, acum 6 ani, aveam 16 ani, am fost cu prietenul meu, Laurențiu, pe No Name, dacă știți, ăștia din Timișoara, bă, și, nu știu, era ceva party de ăsta cu muzică. Cum e acum, gen, vara, summer, de da, da, de astea, așa. Da, știu, așa. Și am mers cu Laurențiu acolo și inițial am vrut doar, gen, să bem, să ne facem muci, da? Am realizat că n-avem prea mulți bani și... Nu prea ieși, pe 10 lei și 8. Și atunci nici nu eram youtuber să am bani în puii mei și... Și aia e o treabă, acum dacă te duce, nu ai spune, ai 10 lei și 8, ai spune, dăm 7 și 8. Plus că alocația e mai mare, a fost atunci. Da, înainte alocația era atâta, acum e atâta. Păcat că nu mai primesc. Acum nu, ce om. Dansam noi acolo, bă, și lângă noi erau două tipe, nu mai știu, Miruna, cred, și Alexandra sau ceva de genul. Dansam noi acolo, zbang, bang, de alea, se apropie, știi cum fac fetele mai din fund așa pe acolo. Mă trage Alexandra mai spre toalete și eu cream că e rău sau ceva, că Doamne ferește, nu? La party te beți și chestii de genul. Îți dai tare. Da. Probabil și ele erau tot cu un shot două, că na, ele nu fac YouTube și astea și mai greu când e sărac. Na, bă, și meream la baie și mi zice să intru cu ea. Eu eram panicat, mă, dacă vomită, dacă moare, dacă trebuie să sun la salvare, știi? Da, știu cum e. Na, frate, mă bagă cu ea direct acolo în toaletă, închide ușa, zbang, îmi dă jos șlițul, începe să îmi maseze capul. Și de acolo am continuat. Stai, nu înțeleg, de ce ți-a dat jos șlițul și te-a masat pe cap? Ce fel de freaky shit is this? Adică... Da, nu știu, era dubioasă, ți-am zis, avea curul mare. Păi și ce e așa dubios? Uite-te la mine, cine l-ar lua până ca mine la club într-o toaletă? N-am așa, reușit. După aia, cum zicea și Sucre, am început să jucăm Remi acolo în toaletă. Dacă nu știți despre ce e vorba cu Remi, cu astea, puteți vedea clipul lui Denis Bural, îi fac promovare. Yeah. Am jucat și Remi acolo și a fost prima dată când am jucat Remi într-o toaletă. Povestea vieții mele. Deci, la mine a fost în felul următor. Preză de kid. Deci, am mers, gen, înainte mergeam foarte mult la Mac, când dădeam întâlniri, pui mei la Mac, mai știi? Da, gen. Na, mi-am dat întâlnire cu una, bă, și la prima întâlnire. La Mac stăm, mâncăm, bag un Mac puișor, pui mei, foarte, foarte bun, mi-i dor să mânc. Bă, și mă cheamă acasă aia, că gen, o primi mesaj de la măsa, că măsa cu taxul pleacă nu știu unde, știi? Dar gen, pleacă o zi. Da. Bă, mă ia la ea, frate, și eu nu știam, bă, ce facem acum, merg la ea, ce dracu fac? Că nu știam de asta, știi, pe atunci, că aveam vreo 11 ani, 10, și la 11 ani, bă, 10 ani, asta, ce știm, abia știi de tine. 10, eu la 16. Păi, frate, cam așa stă treaba. Și nici nu făceam vlog, deci tu îți dai seama. Deci era the real shit. Păi, de capul meu. Na, mă cheamă la ea, bă, și văd că se pune peste mine, nebunel de astea, și am zis, ce faci, bă? Stai! Că nu știa ce se întâmplă! Aia a fost cea mai bună parte! O, bă, nebună! Ce-i asta? Bă, și mă pun să mă dezbrăcat, fai de capul meu! Și până la urmă, bă, a fost totul bine, frate! Ne-am simțit prea bine. A fost prea fain. Asta a fost ceva de genul. Și îmi pune pistolul la cap și mă uitam așa la ea. Ce faci, bă? Îmi pune cu pistolul ăla. Dar până la urmă a fost bine. A tras pe lângă. A fost ok. Ne-am simțit bine. Că l-a pus înapoi în dulap.
Super tare. Super, a fost prea hype atunci. Nu știa nimic. La mine s-a întâmplat pe la 14 ani, jumătate, 15 ani. Știu că m-a ziceam și eu că ei mereu fac 15 ani. Și în vacanță aveam obiceiul să plec la sat. La unchii mei, am doi unchi, unul mai mare ca mine și cu un an, cu un an și unul mai mic decât mine. Cu un an, pentru că bunica mea e pocăită și a făcut mulți copii și bla 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 bla. Da, da, da. Povestea aia tipică. Și ieșeam, era obiceiul că bă, scoateți animalele, gen găini în curte, dați de mâncare la iepuri, cum e la țară. Da. Scoateți capra și vacile, merge și duci pe câmpul la mea, da, din astea. Da. Și mergeam liniștit și ăsta, unchii mei erau foarte nu cunoscuți, dar erau foarte sociabili în sat, fiind da, un sat mai mic. La rugă, de exemplu, toată lumea se întâlnea, toată lumea discuta, toată lumea se împușca cu pistoale, cu bile. Odată la rugă am cunoscut-o pe Estera, care era o fată foarte simpatică, sinceră și cu minte, din punctul meu de vedere, așa am văzut. Ah, 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 hi, 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 ne-am bătut cu săbii gonflabile, ah, ce faină e viața la sat, aici mai vin și vara viitoare. Într-o zi, într-o dimineață, ăsta, bunica mea la biserică, bunica mea făcea taxi, deci era plecat în oraș și ce zice ăsta, unchiul meu, bă, te caută Estera la poartă. Estera intră în curte, noi ne mai jucam și cu furtunul, cu apă, știi? Uh-huh. În curte, sau cu bidoane cu apă, sau morții mă. Era cald. Era vară, era morții mă. Și na, ne-am stropit, ne-am pula mea în glumă copii. Și am ajuns cu asta gen ha ha ha, fugeam după ea cu sticla și dume de genul și am ajuns în curte, în grădină. Unchii mei își vedeau de treburile lor, se stropeau ca tâmpiți și ei. Eu am rămas cu asta și eram gen, bă, toată te-ai udat, toată nu știu ce, la vrăjeală și eu, copil prost. Și asta, păi dacă ai aruncat o sticlă de apă în mine, nu știu ce. A, păi dă-l jos dacă vrei, pune la ieșa la copac la uscat. Și asta chiar m-a luat în serios. Și-a dat tricoul jos, era în țâțele goale, țâțe, ce putea să aibă la 14 ani. Și l-a pus pe măr. Aveam între copaci o sârmă. Nu știu nici până azi de ce dracu lega bunică-miu cablu între copaci. La un moment dat cred că mi-a zis unchiul meu, apă-i ca să stăie drept. Și eram, oricum nu stau drept, stoți așa. Și asta s-a uitat așa, eu am rămas stupid, îți dai seama. Nu știam sigur ce se întâmplă. Și asta se apropie de mine să mă pupe și eu nu m-am mai pupat niciodată. Deci îți dai seama că direct mozol. A fost ok, era simpatică. Și la un moment dat am alunecat. Cum în grădină, că sunt multe rahaturi pe jos, gen fructe, pula mea, cad mere din copaci care se topesc sau pula mea. Mere care se topesc. Da, mere care se topesc, exact. Și ăsta cad pe spate, la care și ea se preface că gen încerca să mă țină, dar pula că s-a aruncat peste mine. Mamă. Și ne ținem ușor, jucăm niște remi și a fost foarte ciudat. Că nu mai așa dintr-o dată piesele și toate alea. La un moment dat s-a uitat convinsă, nu confuză, eu eram confuz. Și a zis, nu ai fi curios să facem asta? La care când vezi o fată, mai ales la vârsta aia, în țâțele goale peste tine, ce răspuns ai? Ce faci, nebuno? Băi, nebuno! Stai! N-am putut să dau acest răspuns, din păcate. Eram gen, da, cred că da. Și-a dat piesa aia de Remi de chiloți jos. Eu mi-am dat și eu. Ea a zis, atât? Păi, pula mea, n-am mai mult, asta e. Și era piesa aia mică? Da, aia, Jokerul. Care nu știi ce e. Era Jokerul. Am făcut noi ceva. Și ea a zis că s-a simțit bine. Și după aceea am plecat. Era murdară și nu din cauza mea. Și unchii mei parcă bănuiau. Ați făcut ceva? Am făcut ceva. Cred că de aia Nina au venit. Și la care mă trage unchiul meu la mai mare și îmi zice, ai grijă cu asta, că asta e curva, au făcut-o toți. Și eram gen, what the fuck? Ce puteam să-i spun? E, nu, că nu-mi place de aia, nu o să mă apropii de așa ceva. Și cam asta a fost. Vai de pui mei. Super tare. Și da, cam asta a fost poezile noastre de viață. Bagă un like, un share, abonează-te dacă ești nou și ne vedem data viitoare. Yeah. Yeah. Hey.
Nu, bun, hai să facem. Hai tot așa mai apropiat și... Știi, și o să pun aici așa emoji de la cu vânătă și cu apă acolo. Hai de pula mea. Veni remake la... Dacă nu pui și un stea cu UK tot degeaba. Bun, bun. Deci, și pro LGBT. Hai. Dale ya puta, da, 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 dale ya pu